Putem să începem, da? Bună ziua la toată lumea! Mulțumim reprezentanților mass media care au dat curs acestei invitații. De fiecare dată suntem bucuroși să vă avem alături. Dar iată că noi, zi de zi, se confirmă tot mai mult necesitatea salvării Chișinăului și asta o văd fiecare chișinăuian, iar programul de salvare pe care noi, consilierii PAS, îl pregătim, se adeverește a fi și mai important decât până acum. Vedem cum suntem deja în a doua jumătate a anului 2024 și nu avem un buget pentru oameni care să rezolve în primul rând problemele lor și să satisfacă cerințele și nevoile chișinăuienilor. Este regretabil faptul că primarul general s-a făcut că lucrează în primul mandat, iar acum nici măcar nu se silește să ne arate acest fapt. Consilierii PAS sunt în situația ca să muncească în locul primăriei întregi, dar pe noi asta nu ne sperie, stimați chișinăuieni, deopotrivă suntem gata să-i arătăm primarului cine prezintă competență veritabilă în gestionarea orașului Chișinău. Asta suntem noi, consilierii PAS, care la fiecare proiect de decizie, fiecare sesizare, interpelare, o face profesionist și bine pregătit. Iată că acum, în atenția dumneavoastră, vă prezentăm bugetul alternativ pe care vi l-am promis. Ceea ce trebuia să facă Odita Mai primărie întreagă, am făcut-o noi, consilierii PAS. Ne-am condus exclusiv de toate prevederile legale și am elaborat un buget echilibrat și potrivit pentru rezolvarea problemei oamenilor. Inițial am constatat că primăria trândăvește și șchiopătează la capitolul colectări de taxe și impozite și are venituri ratate an de an până la 30%. Totodată am văzut prin buget că sunt o sumedenie de programe care sunt puse în buget și alocate sute de milioane de lei pentru ele, doar că apoi sunt redirecționate exclusiv pentru interesele primarului. Deci o bună parte din aceste programe le-am exclus și le-am pus pentru rezolvarea problemelor oamenilor și nu cele invizibile născocite de Ion Ceban. De aici a reieșit și potențialul Chișinăului de a mai încasa bani mai mulți. Principalele linii bugetare pentru care am optat sunt, în primul rând, pentru drumuri și transport. Aici am mărit bugetele de 3 ori. Am diminuat cheltuielile pentru programe culturale, diasporă, protocol, odihnă, dar în schimb am alocat mai mulți bani pentru tineret și sport. 3. Așa cum am și promis, suburbiile sunt o prioritate pentru noi și continuăm să credem că integrarea lor în dezvoltarea de ansamblu al municipiului este o prioritate, de aceea am mărit de 3 ori bugetele care le vom aloca pentru suburbiile municipiului Chișinău. Totodată considerăm că oamenii care au fost neîndreptățiți de Ion Ceban trebuie să-și revindice drepturile înapoi. De aceea noi am alocat de 4 ori mai mulți bani pentru sănătate și îngrijirea persoanelor cu dizabilități, de la 75 milioane lei la 325 milioane, iar la dotările pentru instituțiile medicale, de la 40 la 184 de milioane. Astea sunt liniile principale despre care ne-au vorbit oamenii și care cer ca, în primul rând, să fie rezolvate, dar mai multe detalii despre buget vă va prezenta în continuare Tatiana Vozean, consultantul fracțiunii PAS în domeniul economic. Tatiana, te rog. Mulțumesc. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Astăzi prezint în atenția dumneavoastră proiectul de buget pe care l-am elaborat de comun colegii din fracțiunea PAS-CMC pentru a fi aprobat, examinat și aprobat în prima lectură.
După cum a zis și doamna Popa, la estimările bugetare pentru anul 2024 ne-am condus în exclusivitate de cadru legal, de legea finanțelor publice și responsabilității bugetare fiscale numărul 181, de legea privind finanțele publice locale numărul 397, legea privind administrația publică locală numărul 436, circulara Ministerului Finanțelor numărul 06/2/0773 din 28 august 2023 privind elaborarea și prezentarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și estimările pentru 2025-2026, precum și de prevederile politicii bugetare fiscale pentru anul 2024, aprobate prin legea 212 din 20 iulie 2023. Indicatorii macroeconomici care au stat la baza elaborării proiectului de buget sunt repartizați pe trei componente generale. Prima componentă este componenta de venituri. La venituri noi am estimat 8,078 miliarde lei, la componenta de cheltuieli 8,19 miliarde lei. Din cauza unor îndatorări exorbitante realizate de către primăria municipiului Chișinău pe parcursul anilor precedenți, nu am putut elabora un buget echilibrat, astfel încât veniturile să fie egale cu cheltuielile. De aceea, soldul bugetar al nostru este unul negativ, în valoare de 115,6 milioane lei. Principalele surse de finanțare a soldului bugetar negativ sunt surse finanțate din fondurile externe. La elaborarea proiectului de buget am ținut cont de principiul balansării bugetului și, după cum am menționat, soldul bugetar este unul negativ, astfel încât noi ne propunem să valorificăm potențialul granturilor externe la maxim. Totodată, la elaborarea proiectului de buget ne-am condus de principiul previzibilității și sustenabilității acestui buget. Astfel, ne-am propus ca veniturile să fie majorate cu 16,3%, ceea ce în cifre ar constitui 1,1 miliarde lei, iar la componenta de cheltuieli cu 13,1%, ceea ce ar constitui 949,8 milioane lei. Astfel, noi ne propunem să consolidăm disciplina fiscală, fără a spori povara fiscală pe umerii cetățenilor. La componenta venituri. Veniturile generale au fost planificate în valoare de 8,078 milioane lei. Estimările pe venituri au reieșit din defalcările din impozite și taxe nevalorificate din anul 2023, urmare a unei analize privind execuția bugetului din anul 2023, pe componenta de impozite și taxe nevalorificate în sumă de 532,8 milioane lei. Noi ne-am propus să asigurăm plenitudinea veniturilor la bugetul municipal, inclusiv din valorificarea potențialului maxim de granturi, în valoare de 88,8 milioane lei, și veniturile din taxe, plăți administrative, amenzi și sancțiuni, în sumă de 307,2 milioane lei, precum și alte venituri, în valoare de 203,4 milioane lei. Din componența veniturilor generale planificate pentru anul 2024, inclusiv în proiectul de buget, cea mai mare pondere o constituie transferurile de la bugetul de stat în valoare de 3,8 miliarde lei, ponderea acestora constituie 47,8%. Defalcările de la impozite și taxe constituie 2,8 miliarde lei, ponderea acestora în total venituri este 34,7%. Veniturile sunt urmate de venituri proprii, 1,2 miliarde lei, de încasări de la prestarea serviciilor, 105 milioane lei, plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, 19 milioane lei, taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb, 17 milioane lei, donații voluntare interne, 1,8 milioane lei și granturi, 56 milioane lei. La componenta cheltuieli. Cheltuielile total propuse în proiectul de buget pentru lectura 1 2024 au constituit 8,2 miliarde lei.
Cea mai mare pondere a cheltuielilor a fost destinată serviciilor în domeniul economiei și anume programelor de dezvoltare a drumurilor și transporturilor municipale în valoare de 1,9 miliarde lei. Pentru învățământ 3,8 miliarde lei, pentru sport, tineret și cultură 517 milioane lei, pentru gospodărie de locuințe și gospodărie serviciilor comunale 483 milioane lei, pentru protecția socială 614 milioane lei și transferuri pentru suburbii în valoare de 275,4 milioane lei. Cea mai mare micșorare a cheltuielilor, dacă să comparativ în proiectul buget 2024 cu proiectul cu bugetul aprobat pentru anul 2023, a fost la articole de cheltuieli privind întreținerea autorităților executive și organelor administrative și pentru activitățile din domeniul culturii realizate de către primărie. Componenta cea mai mare pe articolul de cheltuieli majorată a fost pentru transport, drumuri, sănătate, tineret, suburbii și spații verzi. Atât tot. Mulțumim. Dacă aveți întrebări, vă ascult. Mulțumim, Tatiana. Mulțumim, colegi, pentru efortul pe care l-am depus cu toții împreună pentru ca să livrăm chișinăuienilor un buget. De fapt, ca să livrăm chișinăuienilor oportunitatea de a-și rezolva problemele a prioritare a municipii Chișinău. Din câte ați văzut din cele prezentate de Tatiana, nu ați văzut ca noi să propunem să se vândă anumite terenuri sau deficitul bugetar să-l acoperim prin miliarde de vânzări a veniturilor din vânzări pentru terenuri. Acest lucru nu ați văzut pentru că noi am renunțat. Noi considerăm că la etapa actuală noi trebuie să păstrăm la maxim tot ce avem ce ține de terenuri pentru că noi nu avem dezvoltată infrastructură socială. Noi vedem cum se construiesc blocuri și nu doar, dar nimeni nu se gândește la supra-solicitările care sunt în instituțiile de învățământ. De ce noi pentru 2024 am prevăzut ca să nu vindem terenuri, dar din contră să ne gândim cum am putea să identificăm spații noi pentru construcția instituțiilor de învățământ. În contextul prezentării acestui buget, așteptăm toată lumea mâine la ședința Consiliului Municipal Chișinău, care va avea loc la orele 10, în sala de ședință. Așteptăm toți consilierii, afiliați, neafiliați, MAN, PSRM, oricare ar fi ei, dacă sunt interesați în rezolvarea problemelor oamenilor. Prima etapă, una dintre cele mai mari, atât că noi am făcut-o împreună cu echipa, de ce doar vă îndemnăm și vă încurajăm să veniți, să faceți parte acestei ședințe și să votăm un buget pentru oameni. Până mâine, la orele 10, în sala de ședință a Consiliului Municipal Chișinău.